1100 de copii au acces mai ușor la servicii educaționale de calitate la grădiniță și școală. 80 de cadre didactice au fost instruite în educație interculturală. Peste 250 de copii participă la programe după terminarea orelor. 40 de locuințe au fost îmbunătățite, 3 centre medico-sociale au fost înființate, s-au construit locuri de joacă pentru copii. Sunt doar câteva dintre lucrurile începute și duse cu succes până la capăt în cadrul proiectului Zephyr. Ați demonstrat și demonstrați în continuare că atunci când există oameni cu inițiativă și când vin alături de ei specialiști care vor să împărtășească din experiență, lucruri minunate se pot întâmpla. Era programat să se deruleze pe perioadă de 3 ani de zile, au trecut acum 2 ani și puțin, s-a prelungit pe 4 ani de zile. Tocmai pentru că el s-a dovedit a fi o reușită, sunt 12 localități din Dolj, Olt și Goș, unde s-au întâmplat lucruri frumoase. Zephyr este un proiect de incluziune pentru adresat romilor și altor grupuri defavorizate, cu accentul pe acces la educație și sănătate. Dar, în primul rând, ceea ce vrem noi să facem este să sprijinim comunitățile în care lucrăm, sunt 12 comunități, să își mobilizeze membrii comunităților, să se mobilizeze ei și să înțeleagă că dacă vor să fie activi și dacă vor să fie incluși în activitățile tuturor, trebuie să aibă și ei inițiative. Fiecare om este o poveste, iar o comunitate este clădită în jurul potențialului oamenilor care fac parte din ea. La Craiova s-au adunat astăzi reprezentanții ai tuturor celor 12 comunități mici din județele Dolj, Olt și Gorj. Inspirați de metoda Biblioteca Vie, aceștia ne-au împărtășit poveștile lor despre implicare. Eu reprezint orașul Caracal din județul Olt și povestea noastră se numește Schimbarea începe cu mine. În 2013, când am început cu proiectul Zephyr, și eu, la rândul meu, eram o persoană vulnerabilă. Tot ce învățasem în sistemul de învățământ din România, nu pusesem în practică până în acel moment. În primul rând, aveam o grădiniță în inima comunității, care nu era dotată așa cum trebuie, așa cum cere statul. Da, legislația. Și am reușit cu ajutorul proiectului Zephyr, Fundației PACT, să o reabilităm. Și acum copilașii de acolo au tot ce le trebuie ca să se dezvolte normal. La noi în comunitate este satul Ocolna la o distanță de 12 km față de comuna Amărăștii de Jos, din care facem parte. Iar cei din comunitate nu au acces atât de mult la sănătate pe timpul iernii sau pe timpul grele. Ce ați reușit să schimbați în această perioadă? Vreau să vă spun că, în primul rând, mentalitatea celor din comunitate de a avea grijă de ei înșiși și de a merge mai des către medicul de familie pentru investigații. Proiectul Zephyr este implementat de un consorțiu format din 7 organizații, fiecare organizație având o arie de expertiză diferită. Terdezom, Centrul Romilor Amar Romența, Fundația Pestaloții România, Habitat for Humanity România, Sastipen, Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate, Fundația PACT și Agenția de Dezvoltare Comunitară împreună. Cele 12 comunități în care cei 7 parteneri lucrează sunt Amărăștii de Jos, Bârca, Negoi și Filiaș în județul Dolj, Slatina, Caracal, Piatra Olt și Grădinari în județul Olt și Târgu Cărbunești, Polovraci, Baia de Fier și Bumbești Jiu în județul Gorj.